două echipe cu istorie bogată în spate, amenințate într-o vreme cu dispariția, dar iată, două echipe care și-au regăsit identitatea și tradiția, dar cu ajutorul comunității. Două echipe despărțite în acest moment de 8 locuri în clasament, dar și de o diferență de buget însemnată în favoarea Rapidului, desigur. Un atac frumos al Rapidului, Kate, greșeala portarului și este gol. Ce greșeală a lui Greab, uriașă greșeală. Gol marcat de Rapid la această centrare a lui Kate. Îi scrie Pănoiu. Primul gol în actuala ediție în Liga 1 pentru Pănoiu. Am început în viteză. Da, Rapidul are 1-0 de la vestiare. Ce ieșire neinspirată, nefericită a portarului Greab. Iată aici centrarea lui Belu. Greab iese târziu. A fost în greabă. Și este... Da. Nu s-a greabit deloc. Nu s-a greabit. Centrala nu este a lui Belu. Dacă nu mă știu, este... Kate, da. Pănoi. Frumos, ce pasă bună îi dă lui Dugazic. Dugazic este în careu și finalizează. Această acțiune a formației lui Mutu a stat bine și Dugazic nu a intrat în offside. Din preluare îl depășește pe Iacoliș. Mingea rămâne la el, centrează cu stângul și o face bine, poziție de șut, fentă și apără Greab. Sutul lui Emers. Mesa Coli a renunțat să-l mai urmărească pe Dugangici, a simțit că pericolul vine din axul terenului, acolo s-a poziționat și intervenție extraordinară a lui Sestor. Sestor reușește să evite golul 2 la o centrare foarte bună venită acolo din flancul stâng al atacului rapidist. Și acum un contraatac 5 contra 4. Contraatac în superioritate numerică pentru Rapid. Centrare în fața porții sau șut. Fesul Prosop. Nu înseamnă că a aruncat Prosopul. Echipa lui joacă, dar prețuind fotbalul ofensiv, le dă ocazia rapidiștilor să vină, da, nu știu, vorbește, a treia oară, încă o dată Șerban. Se schimbă direcția de atac, a urcat Sestor, Mike Sestor, îl găsește în bandă pe croatul Antonio Iacoliș, centrarea întârzie, vine acum Garita! Da, trebuie să spui mâinile în cap, o fază minunat construită. A început construcția de când ai zis, Emil, din careul lor, da. De la da. Acea interacțiune dintre Tofan și Dugazic. Da, l-a așteptat bine Ișvan pe Tofan. Tofan caută centrarea, o reușește Onea, se opune, Șerban este în careu. Vine finalizarea, gol! Gol pentru FC Argeș, gol meritat pentru formația lui Croitoru. Înscrie Ionuț Șerban, prima reușită din acest sezon. Parcă a greșit puțin și Onea, dar faza vine după una în care Piteștiul a construit superb. Aceeași atitudine, iată-l acum pe Garita. Zâșnește Garita, ajunge primul la minge, centrează Garita! Intervenția lui Belu scoate mingea din posesia lui Calcan. Foarte bună centrarea lui Garita. Garita are și gleznă fină. Ce frumos a întors acum mingea. Balonul îl găsește din nou pe puternicul Arnold Garita. Iacoliș, poziție de centrare, centrează! Wow! Doamne, ce ocazie pentru FC Argeș! Fantastic apără Horațiu Moldovan, fantastic scoate. Ce portar! Foarte inspirat, plonjează înainte să plece șutul.